S-a terminat cu orice șmecherie. Noul iubit al Deliei Crudu... al Danielei Crudu... Vă rog să mă scuzați, în ultimele 24 de ore am dormit vreo două maxim. Deci noul iubit al Danielei Crudu este un bogătaș cu iaht. Ce ai făcut, mă, dănuța, mă, Cruduța? Am făcut o lată. Ai făcut o lată și ai pus-o să plutească pe apă. Cum te-ai întâlnit tu cu băiatul ăsta așa? Odoronca, tronca, plășca, plășca. Da. Bine, până să ajungem la pagina cu Cruduța. Păi e sau nu e iubitul tău, ca să știm? Ia uite. Nu știu, nu încă este în probe. De ce râdeți, mă? Din ce constă probele, ca să ne prindem? Pe apă, mă. Ce probe, ce probe? A făcut o lată și a pus-o să plutească pe apă? Păi are iad, iad. Da, noul iubit al Danielei Crudu e un bogătaș cu iaht. Daniela i-a cerut lui Ciprian. Mă rog, că i-a cerut niște bani să achite o datorie. E adevărat ce scriu oamenii? E adevărat. Nu e adevărat. Nu. După ce au fost la datorie. Asta am impresia că v-ați împrietenit cu ocazia primei noastre ieșiri cu de ziua îndrăgostiților, nu? La Constanța? Da. La Constanța. Acum la Cluj n-ai făcut nimic? Cum? La Cluj n-ai dat la temelie nimănui? Nu, nu. Nu? Măcar cu o telecabină ceva, cu un teleferic, dacă nu cu iaht. După ce au fost la mall, Daniela și Ciprian s-au oprit în zona Foișorului de Foc, la o croitoreasă, de la care bruneta a luat o roche foarte scurtă, pe care a și îmbrăcat-o imediat, chiar dacă afară ningea și era frig. Mamă, e cu da, vaca, am fost până la Sonia Trifan și am luat o rochiță. Aveam deci și... e iubitul tău, ce să mai dăm pe după plop? Nu știu, încă. Încă e în probe, e nu? E iubitul ei de la Constanța. Da, bravo, da. Ai înțeles? Iubitul ei de la Constanța. La și... Brașov, la mai.